Salut, mâna distinsă, domnice. Am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Am onoarea să vă salut, domnule colonel inginer Aurel Cazacu, și bine ați revenit la 6TV. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Am dorit să fie prezent colonelul numit de mine cu prietenie Offset, pentru că elemente care țin de finalul lunii anterioare și de evoluții ulterioare au arătat că în urma confruntărilor cunoscute din Marea Azov, care s-au finalizat cu confiscarea a 3 embarcațiuni militare ucrainiene, cu trecerea în custodie, adică în poziția de deținut, a 20 de militari ucrainieni, dintre care 6 răniți. Ulterior, postul Russia Today, Rusia Azi, difuzând imagini cu deplasarea numeroase camioane în apropierea de Kerch, vorba de camioane militare rusești care au dus sisteme moderne de artilerie de coastă. Din această perspectivă, mi s-a părut firesc să contactez un specialist în tehnică de luptă, deoarece a venit cu o idee pe care a și publicat-o într-un cotidian prestigios privind schimbarea strategiei de înzestrare armatei României. O schimbare resimțită ca fiind necesară și la nivelul Ministerului Apărării Naționale, care are un nou ministru, dar și la nivelul statului major general, care, așa cum declara generalul Nicolae Ciucă, studiază cu atenție orice propunere de înzestrare, tocmai pentru a fi modernizată la nivelul ultimelor provocări pe plan militar. Cum ați ajuns la această închegare a unei concepții pe care de mult ați exprimat-o aici la 6TV și ați realizat această nouă strategie pe care o propuneți nu numai opiniei publice, dar și factorilor interesați de decizie de la nivelul Ministerului Apărării, Guvernului și, bineînțeles, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ce înseamnă această schimbare de strategie? Domnule colonel, această schimbare de strategie mi-a apărut așa ca idee în urma întâmplărilor de acum 2 săptămâni și ceva, a ceea ce s-a întâmplat, ce ați menționat și dumneavoastră, în Marea Azov, și a faptului că am avut un ministru care a fost iubit de armată, a venit, dânsul a plecat, domnul Fifor, a venit domnul Leș, care, prin ceea ce a spus și prin experiența care a avut-o la Departamentul Înzestrării, pe urmă ministru și acum ministru, eu cred că este în măsură să facă ceea ce trebuie pentru România pe planul acela care l-am discutat ultima dată aici cu dumneavoastră acum vreo 3 săptămâni sau o lună, în care spuneam că echipamentul cel mai important al armatei române este omul, este românul. Ofițerii români sunt capabili, au capabilitate, își fac bine meseria și în țară și în teatrele de operații. Și atunci m-am gândit că în urma analizei pe care am făcut-o vis-a-vis de dotarea în anul 2017-2018, cred că cea mai bună soluție pe care domnul ministru Leș poate să o pună în practică este ca, începând de la anul, să facă o strategie pe următorii, deci până în 2026, sunt 2 ani care au trecut, dânsul spunea la una din cuvântările care le-a avut și despre care o să vorbim la inaugurarea unei întreprinderi, spunea că să analizăm după 5 ani. Deci, ideea mea este următoarea. Să se facă achiziții pentru dotarea armatei române și pentru a duce la îndeplinire și a apăra România prin schimbarea strategiei, și anume prin acorduri guvern la guvern. Să cumpărăm ceea ce avem nevoie pe marile proiecte, pe baza unor acorduri guvern la guvern cu țări din NATO care sunt principal producători. În acest fel, să respectăm și obligațiile acelea de a face offset, și la care eu nu renunț, și după cum o să vorbim, s-a văzut că o firmă din Israel a venit și produce în România și domnul ministru Leș a spus că așteaptă și alte firme, a vorbit inclusiv de modernizarea tehnologiei și, lucru cel mai important, să se producă pentru România, dar apoi să se facă și export pentru acoperirea cheltuielilor și reîntoarcerea banilor la buget pentru rezolvarea și a celorlalte probleme, nu numai dotare, ci realizarea de școli, spitale, drumuri și așa mai departe. Deci ideea mea este ca să se facă o analiză. De fapt, noi știm ce avem de cumpărat și ceea ce este nevoie, și în contextul sincer în care ne putem trezi că, datorită întâmplărilor din Marea Azov, Statele Unite și NATO să hotărească să facă o bază militară în România. O poate o mică bază pentru început și apoi o bază în care și partea română trebuie să se doteze. Cu precizarea din partea mea că deja la baza aeriană Cogrnicianu, precum și la baza aeriană Câmpia Turzii,
în urma dialogurilor la nivel militar bilateral dintre reprezentanții statului major al apărării și reprezentanții Pentagonului, se intenționează investiții de lărgire a aeroportului Cogălnicianu, de modernizarea aeroportului de la Câmpia Turzii, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, focalizarea Statelor Unite ale Americii pe întărirea elementelor care țin de triunghiul american în România, adică Cogălnicianu, de Veselu și Câmpia Turzii, să se materializeze de o manieră cât mai concretă, pe sume reale. Da. Deci trebuie să spunem că există această teorie că în cazul în care se fac achiziții directe apar probleme care pot duce la corupție sau asta. Eu vreau să spun că necesitatea dotării armatei române și apărării României se poate ajunge la negocieri directe, se poate face o selecție de ofertă care sunt proceduri pe care legea românească le prevede. Eu ce vreau să spun, pentru că putem ajunge la licitații, iar aceste licitații să nu se finalizeze, pot dura și mult și așa mai departe. În și cazul... pot genera speculații. Pot genera speculații. Un ziar din Constanța a speculat că amânarea comunicării rezultatelor licitației pentru corvetele românești, o să revenim, dar e bine să știți, stimați spectatori, poate duce la suspiciunea că a fost preferată licitația și nu acordul guvernamental pentru a favoriza o anumită firmă, mai precis cea olandeză. Deci, da, putem spune că pot apare speculații și datorită desfășurării unor evenimente pe parcursul licitației și anume pe la mijlocul licitației această firmă a venit și s-a implicat în preluarea unui șantier naval românesc și, bineînțeles, deci, domnul colonel, așa cum este lupta militară, este și lupta economică. Ceilalți care pierd vin să facă contestații și după orice lege internațională și românească, dacă contestația se depune în justiție, s-a blocat acea licitație. Iar România, din păcate, la ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, nu avem timp să așteptăm să apărăm poporul, să spunem că trebuie să rezolvăm întâi contestații. Apropo, vreau să vă arăt o imagine dumneavoastră și telespectatorilor cu un mic comentariu și apoi să continuați dumneavoastră. La întrebarea dumneavoastră, stimați telespectatori, dacă pe planul aniversării centenarului, în afară de victoriile lui Simona Halep, această minunată campioană, și de inaugurarea Catedralei Neamului, nu s-a mai întâmplat nimic pozitiv în România. E bine, pe plan militar, așa cum preciza fostul ministru Mihai Fifor, încă de la începutul anului, dacă am reținut bine, în luna februarie, a fost achitat sistemul de lansare de rachete HIMARS, pe care îl vedeți aici, ca o parte a angajamentelor asumate pentru anul 2018 de Armata Română în relațiile cu partenerii din NATO. Pornind de la această realitate care ține acum și de dotarea armatei române, vă întreb, nu cumva este o etapizare pe repere cam puțin într-un an de zile? O să dăm și alte exemple, dar acum am pornit cu HIMARS. Domnule Colon, domnul ministru Fifor a anunțat că și-a îndeplinit programul și așa mai departe. Noi trebuie să vedem și ceea ce intră în dotarea armatei. O dotare care înseamnă foarte mult. Orice dotare este urmată de o preluare de mentenanță, de o preluare de service, de o instruire a personalului, de o pregătire pentru viitor a personalului care va deservi, vor deservi aceste echipamente ultramoderne. Trebuie să automat ne gândim și la ce va urma peste niște ani vis-a-vis de modernizarea și de implicarea unor noi arme. Arme inteligente, dronele care vor deservi. Acum am mai vorbit noi în emisiune de armamentul fără conductor, cum sunt transportoarele blindate, avioanele fără pilot și așa mai departe. Deci, este un lucru foarte bun că s-au achitat aceste echipamente. Ele vor veni și vor dota armata română. Vor putea să creeze o stare de stabilitate și de liniște a populației și a partenerilor economici care vin să investească în România vis-a-vis de apropierea noastră față de zona aceasta de conflict în care este implicată Rusia. Și vreau să menționez aici un lucru. Foarte multă lume și în foarte multe cotidiene apare această informație că Rusia este slab pregătită economică, puterea economică a Rusiei este slabă. Domnul colonel,
Eu, ca părere personală, spun că Rusia, ceea ce face în Marea Neagră, din punct de vedere al forței și al puterii economice, se sprijină și pe umărul și pe ajutorul pe care îl dă China în partea de est a Rusiei și cooperarea dintre Rusia și China. Pentru că China, în felul acesta, rovește prin ricoșeu în economia Statelor Unite. Și este exact cum spunea și dumneavoastră, s-ar putea ca unele întâlniri din viitor prin care se discută elementele de a face pace dintre cei doi mari, Rusia și Statele Unite, să nu mai aibă loc întâlniri la nivel înalt sau, dacă au loc, să nu mai fie o atmosferă propice unei înțelegeri care să facă ca lumea să meargă înainte. Ci... Apropo, să recapitulăm. Armata are o structură de monitorizare, propunere și finalizare a documentației necesare înzestrării organismului militar românesc. Dumneavoastră ați condus o structură importantă care face parte din acest areal condus de un secretar de stat, care, uite, a devenit ministrul apărării. Și oamenii de acolo, care în bună parte vă cunosc, care au competență ca ingineri militari, ingineri civili, ofițeri cu o altă calificare, se întreabă totuși ce propune colonelul Aurel Cazacu ca o modificare în strategia de înzestrare a armatei în viitor. Modificarea pe care eu o propun este să se facă un plan de dotare care, bazat pe cerințele operaționale și cerințele tehnice ale armatei, să se înceapă discuții cu firmele care pot, firmele, posibile firme furnizoare, iar pe partea cealaltă, atât în plan politic cât și în plan militar, să se încheie acorduri guvern la guvern cu potențialele firme furnizoare, și nu sunt foarte multe, sunt câteva: Statele Unite, Germania, Franța, Italia, Belgia, Olanda, Canada, și în baza acestor acorduri guvern la guvern, care înseamnă reguli în care să se desfășoare tratativele dintre armata română, dintre companiile românești, cum ar fi Romtehnica și Romarmu, după modelul transportorilor blindate pe care am să-l reamintesc. Deci, existând aceste acorduri guvern la guvern, cei care au sarcini să achiziționeze echipamente în vederea dotării pot să se desfășoare. Eu sunt un simplu contribuabil și vă întreb. Pe timpul guvernului Dacian Cioloș s-a încercat un asemenea guvern pentru un asemenea acord pentru construirea de corvete cu o companie olandeză și nu s-a finalizat nimic. Domnule colonel, trebuie ridicat trebuie să ridice ochii din pământ și să nu se mai facă acel acord care s-a făcut pe vremea primului ministru Cioloș, s-a făcut în ultimile zile din an, s-a încercat. Nu, trebuie făcut pe față, așa cum noi de multe ori am subliniat. Păi și aici, acum, în noiembrie, când nu s-a anunțat câștigătoarea licitației pentru corvete, nu pe final de an s-a făcut? Păi tocmai, vedeți, trebuie să nu mai existe această teamă că sunt suspiciuni. Vedeți, din punct de vedere militar, militarul își face treaba. Vine și... Apropo de faptul că militarul își face treaba, vă întrerup un pic o nouă imagine impresionantă, frumoasă. Tot fostul ministru Mihai Fifor a informat că s-a achitat un nou sistem de rachete Patriot, adică un nou număr de instalații care vor reveni Armatei României pentru a fi utilizate în defensiva națională. Iată o nouă întărire a capacității de ripostă a forțelor armate române împotriva oricărei agresiuni care ar veni din orice direcție. Ei, vedeți, contractul Patriot este un exemplu în acest sens. Deci, am acord guvern la guvern, care, de fapt, este pregătirea regulilor de joc, în care oricine face acțiuni în vederea achiziției știe că este cineva acolo sus care îl urmărește și are niște limite în care se desfășoară. Asta și... mi-aduce aminte de celebra formulă: cineva acolo sus ne iubește. Da, cineva ne iubește. Deci în cazul României este o întrebare: cineva acolo sus ne iubește? Da, eu pot să spun că ne iubește. Ne-a plasat într-un loc în care sunt și probleme, dar avem și bogății, avem și oameni deosebiți și trebuie să valorificăm aceste bogății. În primul rând, oamenii, și apoi partea de bogății naturale, dar asta este, nu poți să le ai pe toate și atunci ai și probleme, pentru că Marea Neagră, deci de multe ori m-am întrebat de ce i s-a spus Marea Neagră.
tocmai poate din acest motiv, pentru că pe lângă culoarea ei în anumite momente când este furtună și asta, este și un loc de întretăiere a intereselor lumii aici. Lumea slavă, lumea arabă... Adică riveranii văd negru în fața ochilor. Da, dar eu vă pot confirma, pentru că am fost cu distrugătorul actual a fregată Mărășești pe Marea Neagră, am prins o furtună acolo și într-adevăr de la Marea Albastră frumoasă dintr-o dată s-a făcut cenușie, cerul negru și nu o să credeți, dar pe valuri erau foarte multe oi moarte, probabil căzute de pe un vapor care venea din România spre Turcia. Știți ce mă interesează? De ce s-a ajuns în situația în care, cum zicea domnul Pleșu, poporul român are un mare noroc, că merge înainte chiar dacă are o clasă politică, nu pe nivelul, nu pe înălțimea, nu pe exigențele actualei epoci. Nu are, pentru că nu are o clasă politică, pentru că interesele externe sunt așa de mari încât au reușit să distrugă această clasă politică, să o racoleze și exact cum am mai spus aici cândva, pe urmă cu vreo două luni, spuneam că și noi nu știam cu cine să ne aliem nici în primul, nici în al doilea război mondial. Deci, vedeți dumneavoastră, trebuie să ne uităm un pic și poate peste vreo 10, 15, 25 de ani va apare acea clasă politică pe care eu tot propovăduiesc peste tot și în presă și aici și cu prietenii cu care vorbesc și cu cunoștințele, că avem un tineret extraordinar, dar el trebuie să crească, trebuie să se educe. Da, dar peste 25 de ani noi suntem oale și ulcele, iar actualul tineret într-un număr trist, într-un număr mare, preferă să muncească peste hotare. Da, exact asta vreau să spun. O să vedeți că o mare parte din tineretul care pleacă și, cum spuneam, poate a treia, a patra generație va fi asimilat complet acolo, acest tineret se va întoarce în 10-15 ani și va dori să facă ceva. E un ministru român care a zis că să se întoarcă după 5 ani, așa va propune la Uniunea Europeană. Da, deci se, vedeți și ce s-a întâmplat. Ministrul de Finanțe. Da, ministrul de Finanțe, în urmă cu 2 săptămâni, cred, sau 3 săptămâni, a venit și a zis, haide să nu-i mai lăsăm să plece și așa. O să vedeți că foarte mulți tineri se întorc, dar trebuie să le creăm condiții. Este ceea ce noi spunem aici de mult, pentru că un tineret care a învățat, care s-a disciplinat în Occident, trebuie să vină să lucreze aici în aceleași condiții, dar pentru asta trebuie să creăm. De ce m-am bucurat când în urmă cu 2-3 săptămâni... Noi putem crea condiții, dar dacă n-au salarizarea din Occident, e mai greu să-i convingi. Păi da, dacă să aibă salarizare, este ceea ce spuneam în deschiderea emisiunii, că cineva a sezizat, și anume domnul ministru Fifor, apoi domnul ministru Leș, au sezizat că dacă vom produce pentru partea de consum intern și pentru apărarea României, să producem și pentru export. Dacă nu producem pentru export, nu vom putea. Și știți că noi în urmă cu vreo lună... Un moment, vă întrerup că simt nevoia ca moderator. Știți că noi suntem înconjurați de tot felul de conaționari. Din punctul meu de vedere, ei se împart în două categorii. Cei care se folosesc formula OSĂ, ceea ce înseamnă că am mormântat problema, și cei care zic, facem acum. Da, am mai discutat la noi, la dumneavoastră în emisiune, problema asta. Deci, dacă privim... Păi am discutat-o pentru că nu s-a rezolvat. Ba da, s-a rezolvat și mi-a plăcut că atunci când s-a inaugurat acea fabrică de la Măgurele, domnul ministru Leș a sezizat un lucru și a spus, sper ca și industria orizontală să vină să sprijine. Știți că noi am dat exemplu. Da, dar știți aici că oamenii nu au nevoie de speranțe, de investiții. Da, de investiții, dar bani sunt și să știți, eu pot să vă spun și dacă cineva îmi ascultă mie telefonul, o să vadă aproape zilnic vorbesc cu investitori. Adică aveți dubii că vă ascultă tot timpul telefonul? Da, poate să mă asculte. Chiar îmi face plăcere pentru că le spun unele lucruri care sunt pozitive vis-a-vis de România. Nu am altceva de spus. Da. Că în relațiile mele cu diferiți parteneri externi sau cu diferite persoane, poate că cineva ce ai să vedem, să ascultăm. Nu, da, un exemplu. Nu pot să am o dovadă sau ceva că mă ascultă. Dar în fine. Deci, și domnul ministru Leș a subliniat... Da, dar știți că eu am adus în... această afirmație a mea legată de dumneavoastră ca un pretext pentru a semnala telespectatorilor că nu e normal să trăim într-un climat de neîncredere. O societate sănătoasă se construiește pe bază de încredere, pe bază de o relaționare onestă care să dea celor din echipă șansa de a merge înainte cu condiția ca liderul echipei să nu uite că trebuie să le ofere și mulțumirea sufletească adecvată. Domnul colonel, problema asta, și chiar am să dezvolt un pic, problema asta a ascultării. Deci, vedeți, noi propovăduim aici și eu spun
Ați văzut că eu vă ascult cu atenție. Da, educația tinerilor de astăzi, care să se transforme din punct de vedere a ideilor, să se maturizeze. Și așa cum noi vorbim de retehnologizarea tehnicii și de tehnică nouă, și oamenii trebuie să se adapteze. Și culmea, trebuie să se adapteze și cei care asigură protecția și lucrează în cadrul serviciilor. Pentru că și serviciile fac parte din infrastructura critică a acestei țări. Și tineretul care își dorește să se ducă să lucreze în acest domeniu, trebuie și ei să se maturizeze. Știți că Italia are un vicepremier, dacă nu mă înșel eu, e Matteo Salvini, da? Da. Acest vicepremier a propus în finalul lunii noiembrie ca să fie pensionați anticipați cei care au anumită etate și locurile lor de muncă, aici fiind vorba de mii de locuri de muncă, să fie atribuite tinerilor. Asta este soluția? Pe unii trimitem la cimitiri și pe alții punem în locul lor? Nu. Deci știți că noi am mai spus aici și trebuie să copiem modelul american. Deci vrem să facem o nouă... Deci am făcut în partea de auto pe orizontală, este ceva deosebit și după cum se vede s-ar putea și Volkswagen-ul să vină în România și să deschidă o uzină, care este un lucru foarte interesant. Și să nu uităm că cele... Apropo, aici am o întrebare, pentru că ați deschis chestiunea. Spunea fostul ministru Mihai Fifor, într-o luare de poziție la Arad în noiembrie, la începutul lunii noiembrie, că s-au făcut pași importanți și pentru achiziționarea platformelor multifuncționale cu trimitere directă la camioanele necesare Armatei Române. Da. Deci, în momentul în care vin aceste mari companii, și să nu uităm, din punct de vedere a celor care spun a, totul este în Ardeal. Nu este în Ardeal. Cele două fabrici importante, care, culmea, România, pentru că aceste două fabrici de acum, și dacă vine și a treia și vine o fabrică nemțească de data asta, va fi în zona Moldovei. Deci, aceste investiții, că totul pleacă... Știți că un telespectator care... E acum pensionar, dar a lucrat în zona de informații militare. A urmărit ultima emisiune cu dumneavoastră. Mi-a dat telefon și mi-a zis că totuși n-ar fi bine ca dumneavoastră să spuneți că vine firma X, în sensul că vine o firmă americană, vine o firmă israeliană, pentru că ar fi un deserviciu care ar fi făcut celor care au contacte cu aceste firme. Nu, cei care mă cunosc și aceste firme mă cunosc și cei de la Elbit mă cunosc. Eu am răspuns ca șef de birou în Romtehnica începutul contractului de modernizare a avioanelor MiG-21. Domnul colonel, în 1992 a început acel lucru. Și cei de atunci știu și cei de acum știu, ne mai întâlnim, vorbim. Deci, cu mulți ani, cum spun dânsii, cu 25 de ani în urmă, atunci a început și firma Elbit a ajutat România, cum eu am mai subliniat aici, are trei investiții. Este un consilier prezidențial care a lucrat la Elbit. Da. Și acum e la administrația președintelui Klaus Iohannis. Da, domnul Ungureanu. Și, deci, ca să lucrezi într-o firmă israeliană, este o educație, pentru că ceea ce noi spuneam aici de mult, că și noi suntem un popor de poeți, dânsii sunt un popor de negustori, trebuie și noi să devenim negustori, trebuie să învățăm de la dânsii și trebuie să învățăm inclusiv ce fac dânsii. Și eu vă spuneam că am fost în Israel și pentru a studia, dar și pentru a identifica oportunități de offset. Culmea, la momentul ăsta pot să spun că în România se află câteva persoane venite din Israel care caută oportunități de offset și să identifice. Deci, ceea ce au făcut dânsii, noi putem să-i copiem. S-a încercat o copiere și un dat exemplu să se treacă Romarmu și industria de apărare la armată pe modelul israelian. Este foarte greu în acest moment datorită situației industriei. În Israel, industria este de cel mai înalt nivel și culmea, banii alocați cercetării pentru identificarea de arme noi au alt regim decât ceea ce bași bani în cercetare ca să faci profit și să-ți recuperezi banii. Și care e acest regim? Păi acest regim din Israel este că fabricile de armă, industria de apărare este subordonată statului, iar dânsii acolo este subordonată armatei. În fapt, ca să spun sincer, este subordonată CSAT-ului. Și am să vă spun puțin în două minute legat de această... Un fel de CSAT la dânsii față de Consiliul Suprem de Apărare al țării. Problema este că dânsii ceea ce vând în propria țară
Eu pot să spun și nu greșesc, vând cu un profit de 5%, iar ceea ce exportă, exportă cu profit de 50%. Da? E, asta trebuie să înțelegem și noi și domnul ministru Leș, în urmă cu 3 săptămâni la inaugurarea uzinei firmei Elbit, a spus acest lucru, că trebuie să producem și să vindem atât în România, dar trebuie să facem și export. Pentru că Israelul este un model pentru noi foarte bun. Și toată lumea știe. Această firmă unde a fost domnul actual ministru Leș, este una care a și trecut la producție sau a fost numai o festivitate de inaugurare a unui corp de clădiri? Deci s-a inaugurat un corp de clădiri și s-a inaugurat ceea ce vor face dânsii, pentru că producția poate să face o asamblare și pentru început sunt sigur că vor face o asamblare, după care vor face o asamblare de ce? O asamblare de turele. Aceste turele, până la turela de 30, deci turela este un turela element pentru tancul românesc. Turela, eu cred că este turelă pentru mașini militare și pentru transportoarele blindate pe care vrem să le facem. Înseamnă că este o turelă de protecție, comparabilă cu cea folosită pe vehiculele pe transportoarele blindate în Afganistan și în Irak? Da, deci această turelă... Adică o turelă care îl protejează pe mitralior? Nu, ea și are și armament pe ea, nu este numai de protecție, pentru că, știți, transportorul românesc, de exemplu, a avut după modelul sovietic una de protecție în care era să se poată mișca să iasă și una în care avea și armament pe ea. Turelele de pe transportoarele blindate au de la mitraliere până la tunuri. Dânsii vor face aici până la tunuri de 30 de milimetri. Deja tunul de 30... Bun, dar întrebarea mea punctuală este, turelele făcute în viitor de israelieni înseamnă că nu mai e nevoie să iasă militarul la vedere și conduce de undeva din cabină? Și. Deci nu este un singur tip de turelă. Ele vor acoperi, după părerea mea, toată gama, pentru că transportoarele blindate americane pe care le vom fabrica vor conține, deci vor fi transportoare care să lupte, vor fi puncte de comandă. Iată imaginea unui transportor, transportorul Piranha, deja au fost furnizate primele exemplare dintr-un contract de 36 de transportoare blindate de tip Piranha. Din acest punct de vedere, vă întreb dacă este investiție bună, dacă acest transportor blindat, Piranha 5, este ceea ce îi trebuie Armatei României, care execută misiuni în defensiva națională, dar participă și la misiuni relevante, precum în Afganistan sau cu o subunitate specifică în Polonia. El este un echipament de luptă foarte bun, este la ultimul nivel al tehnicii, satisface necesitățile atât de apărare cât și de apărare a României pentru misiunile care sunt aici, ceea ce în intervențiile care sunt, cât și pentru misiunile externe unde să participăm. Deci, firma MOVA, care este subsidiera firmei americane, a venit să producă în România. La momentul, deci orice firmă din această mare care face un proiect este o firmă care se folosește de subfurnizori. Și începând de la anvelope, la becuri, la scaune, la motor, cutie de viteze, sistem hidraulic, sistem pneumatic, radaruri, telecomunicații, elemente de comunicații, avem și turela, care turela este un element în care nu trebuie să învârt tot transportorul ca să pot să trag, ci mă duc cu ea. Turela... Dar ce subfurnizor asigură produse componente la un preț mai ieftin, care permit vânzarea unui astfel de transportor blindat la un preț acceptabil de o țară cu resurse nu prea mari, cum este cazul României, mă refer la resurse financiare. Deci, ca să fie un preț bun și să fie convenabil, trebuie ca aceste echipamente, ele să fie asimilate de o industrie orizontală românească. Lucru care, deci, s-a început cu un element foarte important, după părerea mea, și anume turela. Deci firma din Israel a venit și va face un element foarte important care va dânsii vor livra atât pentru acest transportor, dar și pentru cum sunt mașinile militare care vor veni și vor veni și alte firme, cum este firma Oshkosh, care a fost la expoziție, pot să vină și pentru viitor, pentru că noi, vedeți, nu avem numai 8x8. Noi avem nevoie și de 6x6 și de 4x4 transportoare în funcție de misiunile care sunt de îndeplinit. Dar toate aceste transportoare și partea de mașini și vorbeam mai devreme, vedeți, și partea de camioane. Sunt camioane care pe sus, pe
cabină, au o mitralieră, dar și aceea, ca să pui o mitralieră acolo, trebuie să-i asiguri sisteme de prindere, poate sistemul de tragere este automat, nu trebuie neapărat de servicii, este telecomandat. Deci, aceste sisteme sunt sisteme militare, care dezvoltă, deci firma acum a venit, va face... Dar această firmă care furnizează, de pildă, transportorul Piranha 5, asigură, cel puțin într-o fază preliminară, și instructori care se învețe pe cei care vor fi conductori la aceste transportare, cum să mânuie butoanele, manșele. Da, bineînțeles, pentru că de aici apare o problemă deosebită pe care am mai subliniat-o, și anume, ca să intrăm în NATO, toată lumea a trebuit să învețe limba engleză. Acum, a fost problema aceea de a trimite, și am menționat, cred că în urmă... Vă referiți la armată? Că la armată. Dacă ne referim la armată, zona civilă, mai ușor cu armata română, ca să intre în NATO, a trebuit ca toată lumea să știe limba engleză. La anumite palate, dicționarele nu prea mai se Pentru că, vedeți, vine acum. Și este un exemplu foarte interesant acum. Au fost participanți la Ziua Națională din multe țări. Vedeți? Acești parteneri armatei române au venit și au locuit și au intrat în contact cu ostași români, cu soldați români. Acești soldați trebuie să știe să comunice, nu trebuie să mai ai o reținere, aoleu, că ăștia sunt americani sau că sunt și eu sunt român și sunt mai jos decât ei. Nu. Pe urmă, domnul comandant care a condus și a pregătit manifestația de aniversare, la fel, trebuie să știe foarte bine și să fie un om foarte bine pregătit, pe lângă alte aspecte de limbă, de ce vreți dumneavoastră, de comandă, trebuie să știe și elemente de filozofie și de purtare și de dialog cu acești soldați. O conduită adecvată. O conduită adecvată, da. Deci, este foarte important și vrem, nu vrem, armata română și în umbra armatei române, industria română de armament vine și duce România înainte. O duce înainte. Să vorbiți de viitor. Da, de viitor, pentru că de aceea acum am propus să nu mai stăm. Deci poate că trebuia, deci a mers pe sistemul clasic că ne este teamă să nu fie armata acuzată de probleme de corupție și așa mai departe. A mai fost un guvern la Palatul Victoria cu ani în urmă și tot așa ați avut o inițiativă, ați prezentat un plan la un personaj care la vremea anterioară fusese secretar de stat la Ministerul Apărării și acea propunere a dumneavoastră a murit în sertarul respective persoane. Nu-i spun numele, dar folosesc expresia latină nomina odiosa. Perfect valabilă în cazul personajului. Nu cumva și cu planul acesta este șansa să moară într-un sertar? Nu. Știu că ați publicat în Cotidianul Adevărul, da. Dar poate că mai este nevoie de ceva. Deci, sincer, mă voi lupta și voi discuta cu multe cunoștințe care le am în armată să fac acest lucru, pentru că au aplicat la un contract, și anume la Patriot. În ce măsură v-ați gândit că ar fi utilă și o audiență a dumneavoastră la noul ministru al apărării, domnul Leșe? Sincer, am cunoștințe și prieteni care... în urma apariției în presă acestei idei, mi-au spus că ar dori să mergem împreună și să-l ajutăm pe domnul ministru. Sincer, noi ne cerem nimic și eu nu cer nimic. Vreau doar, cum am fost și am discutat Puteam și cu domnul ministru. Puteam să jucăm un pic așa câteva minute un scenariu? Da. Să zicem că moderatorul acestei emisiuni câteva minute este pe post de ministru al Apărării Naționale. Și vă întreb concret, domnule Colonel Cazacu, ce nu știu eu din planul pe care îl propuneți dumneavoastră? Ceea ce nu știți dumneavoastră este că sunt angajații armatei care pot să facă anumite lucruri, dar nu au curaj. Trebuie chemați și trebuie să li se dea ordin, pentru că așteaptă ca în caz de... Vedeți, avem foarte mulți dușmani care pe zona aceea foarte păcătoasă a presei vin să atace. La momentul acesta sunt foarte mulți români care fac lobby sau sunt angajați în diferite moduri de anumite firme străine care au interes ca noi să nu ne dezvoltăm și deci să nu ne apărăm. Pe urmă, sunt dușmanii noștri de la răsărit pe care îi deranjează ideea ca România, și am vorbit aici de problemele vizitei undeva prin zona a unui ambasador care s-a dus în zona Olteniei și așa mai departe. Deci trebuie să contracarăm aceste lucruri, dar trebuie să mergem înainte. Nu trebuie să ne oprim, pentru că n-au voie să ne oprească. Suntem capabili să facem acest lucru și cândva, pe vremuri, am demonstrat că puteam fi pe
locul 4-5 în lume la producția de unor astfel de lucruri. Pe urmă, sunt foarte multe firme care au angajat oameni care acești pe care vin și vedeți, cum a spus și domnul ministru Leș în urmă cu 2 săptămâni la inaugurarea Elbit și a zis, da, atâta timp cât am bani, eu pot foarte bine să mă duc să cumpăr ca să satisfac, dar eu cred că că putem să și producem, nu doar să cumpărăm. Pentru că știți că noi am mai amintit... Apropo de producție, dumneavoastră ați mai avut o idee bună, aș vrea să o reiterați, dar dacă puteți să o prefigurați și numeric. Orientativ, dacă se va ține cont de strategia dumneavoastră, pe principiile fundamentale, cu argumentația convenită în baza unui dialog de la egal la egal amical, cam câte locuri de muncă s-ar crea treptat? Eu am spus că, să zicem așa, în 5 ani de zile s-ar crea 10.000 de locuri de muncă și poate în 10 ani, peste 10 ani, să se ajungă spre 100.000 de locuri. Ce fel de locuri de muncă s-ar fi creat? Pentru cei cu studii liceale? Pentru cei cu anumite studii universitare? Peste jumătate cu studii universitare. Pentru că noul sistem tehnic, partea de cercetare, deci sunt armele inteligente care se pot face contracte și aici se pot dezvolta părți din aceste arme. De asemenea, trebuie văzut că există fonduri europene pentru apărare al Agenției Europene pentru Armamente care alocă bani preponderent pe zona de cercetare. Și trebuie aici, sunt anumite instituții și organisme și la nivelul Ministerului Apărării și la nivelul oamenilor noștri de la Bruxelles și la nivelul Ministerului Economiei și sper ca și domnul ministru al Economiei să aloce o mai mare atenție decât a fost domnul. Și dacă se întâmplă aceste minuni, deocamdată sunt minuni pentru că nu s-au întâmplat, dar sperăm să se întâmple în viață. Și dacă acestea se materializează, credeți că va avea o influență de pildă și la Academia Tehnică Militară prin posibila sporirea numărului de ingineri militari necesari domeniului armatei? Deci știți că am mai spus eu că făcusem un calcul la un moment dat, o estimare, s-ar dubla sau s-ar tripla numărul de locuri la Academia Militară, la Academia Tehnică Militară, pentru că, vedeți, inginerul militar, pe lângă ceea ce este în zona civilă, vine și cu partea de ordine și disciplină, care este foarte importantă pe domeniul acesta. Deci să nu uităm și putem să ne uităm în marile fabrici, marile concerne americane. În America toată industria militară este privată. Da? Dar ea este condusă și poate nu neapărat direct ca responsabilitate în mod operativ, ci în modul de planificare. Membrii în consiliile de administrație sunt foarte mulți militari în state și noi trebuie, și noi am mai propovăduit aici și acum așa că emisiune de bilanț, trebuie, și mă adresez domnului ministru și celor care mă cunosc, trebuie folosiți mai mult oamenii care ies la pensie din armată. Cei care au fost atașați militari să fie folosiți în relațiile internaționale și în relațiile cu ambasade. Cei care au fost și au lucrat în servicii, în departamentele tehnice, sunt foarte buni armurieri, care trebuie aduși și trebuie să lucrăm, să-i folosim, poate să creăm arme. Am mai spus aici la dumneavoastră, la OSIM sunt dosare întregi de arme, de invenții și inovații cu arme noi, pentru că toți acești oameni care sunt, pentru care nu banul reprezintă elementul suprem în viață, ci satisfacția de a face ceva și de a fi român, trebuie să folosiți și putem să valorificăm aceste lucruri. Dar lângă un armurier în vârstă, care a ieșit la pensie, trebuie să pui 2-3 tineri care să învețe, ca să existe continuitate. Și la noi, și eu cred că dezvoltarea acestei industrie, pentru că și domnul ministru a subliniat și mă bucur acest lucru, deci numai într-o schimbare de sintagmă și de strategie se poate pune pe picioare. Dacă facem o licitație acum pentru următoare, de exemplu, a apărut hotărâre de guvern pentru navele de coastă în octombrie. Deci a apărut nota de fundamentare, ce am noi am tot spus aici, că va trebui să facem nave de coastă. Dacă ne apucăm să facem iar licitație și răspunsul și să se țină licitația peste 7-8 luni, facem degeaba, va trece, pentru că, vedeți, pe problema... Eu vă ascult cu atenție și deja visam la un film de desene animate în care această notă de fundamentare a fost făcută într-un vaporaj de hârtie și dat așa pe valuri de furtună. Nu, este foarte bună, pentru că vin și spun, în momentul
ca și, stați ca un pic, ca nu și cumva statul român este încremenit într-o birocrație care nu există în alte state membre ale NATO? Domnul colonel, exact ce am mai spus și acum vreo lună și asta. Trebuie să ne transformăm din poeți, unde avem așa și lipsa de curaj, umil supuși și resemnați, și cu capul în pământ trebuie să ridicăm capul, pentru că nimeni nu ne va lua din acest loc. Apropo de ridicarea capului, iată o imagine frumoasă a celebrului avion românesc Shoaim, IRU. Spunea fostul ministru Mihai Fipor, fac referire la afirmațiile dânsului, în sensul că este un reper de resuscitare, de revitalizare, de modernizare a acestui avion. Cum evaluați dumneavoastră o asemenea afirmație, care probabil că are în spate un proiect destul de concret la Craiova? Da, deci menționez că sunt inginer de aviație și am studiat cazul acestui avion, care este foarte interesant. Știți că noi am făcut pe vremea lui Ceaușescu și s-a creat fabrica de la Craiova, mulți spun era fabrica de avion. Nu, era fabrica de avioane, că se crease IRU-93, după care s-a făcut IRU-99, pe care culmea, tot cu firmă din Israel, tot cu Elbit, l-am modernizat. Și pentru că diferența dintre o mașină, dintre un avion actual și un avion din trecut e cam cum este acum într-o mașină în care ai toate informațiile și cu radar și cu satelit și vezi unde și ce era o mașină Dacia cu trei cadrane. Deci trebuie să fim onești față de telespectatori. Da. Au mai fost nefericite accidente cu acest tip de avion. Deci au mai fost nefericite și partea de aviație are acest risc, pleci din calculul în care faci. Dar ce vreau să spun? Și cei care, la fel, mă repet cu această frază, cei care mă cunosc, să vedem ce a făcut Incas, cum am făcut noi acest avion, de ce este el bun și de ce o țară, o firmă dintr-o țară precum Israelul vine să ne ajute să-l modernizăm, pentru că structura lui aerodinamică este foarte bună. Noi la momentul acela am folosit un motor Viper, care pe IRU-93 aveam două, pentru că nu aveam voie, datorită regulilor COCOM, să avem acces la tehnologie NATO până nu suntem în NATO. Acum suntem într-o țară NATO, putem să discutăm de remotorizare, da, sau de modernizare a actualului motor, dar eu cred că se pot identifica soluții de motorizare, de remotorizare, pentru că partea de aerodinamică este foarte bună. Și să nu uităm aerodinamicienii care știu lucrul ăsta și care au lucrat la Incres și așa mai departe, structura și acest avion a fost creat ca bază de inspirație Hawk-ul englezesc. Și cei care au lucrat la BAC știu foarte bine și ca structura aripii și ca sisteme de prindere și ca posibilități aerodinamice. Pentru că la un avion partea aerodinamică este foarte importantă și, cum îmi place mie să spun, să nu uităm că Boeing-ul 747 a fost creat acum, cred că, 40 de ani ca parte de structură și a rămas același ca aerodinamic, pentru că elementul aerodinamic este foarte important. Vreau să mai vedem această imagine și eu rog pe colegi să mai rămână vreo 10 secunde cu imaginea aceasta. Totuși, eu, dacă sunt un simplu contribuabil, nu mă pricep la armată, ca un cetățean care am alte preocupări în zona profesională, întreb, poate fi folosit într-o luptă în cazul unei agresiuni asupra României sau este numai pentru testarea și pregătirea piloților tineri? Deci, domnul Culor, acest avion poate fi folosit și într-o luptă. Acest avion este un element de școlarizare atât pentru piloții militari, dar și pentru piloții civili și trebuie să ne transformăm în negustori. Bun, după ce școlarizez piloți militari care pot fi români sau străini și pot să am o bază foarte bună, că teritoriul îmi permite unde să fac și am școala de la Buzău și am specialiști foarte buni, pot de asemenea să fac o școală foarte bună pentru școlarizarea piloților civili și să-i aduc în România ca element de trecere de la un avion cu elice pe care fac școlarizare, așa cum este ea cu 52 și se face la Craiova, la Bacău. Aerostarul face de ani de zile, dar care are o aerodinamică extraordinară, da? La fel cu aerodinamică extraordinară este și IRU 330 elicopterul, care n-avem ce-i face. Dar cu ce bani, domnul colonel? Cu ce bani? Cu bani din
fondul de apărare din banii puși la dispoziție de către Agenția Europeană pentru Armamente, în care mă duc și spun, eu, România, vreau să cumpăr pe baza unor acorduri guvernamentale, de la tine din Germania tancuri și elemente de artilerie, unde ești cel mai bun, de la tine din Franța elemente de elemente de rachete și poate elemente navale, și să nu uităm, sunt două țări în Europa foarte bune în elemente de aerospațiale, pentru că domnul ministru a spus că vrem să luăm sateliți. Dacă facem un calcul simplu economic, putem spune, a, nu este avantajos, că ne costă foarte mult. Nu, nu-l cumpăr numai pentru noi. Cum eu închiriam de la alții, trebuie și eu să mă duc să închiriez la alții, da? Și sunt două țări în Europa, Italia, Telespazio și o parte din Franța, care sunt foarte bune pe elementele de satelitare și pot să fac. Deci, mă duc și spun, domnilor, ajutați-mă și lăsați-mă pe mine să pregătesc piloți din Africa, din Arabia, din țările îndepărtate, din Pakistan, și nu vin la tine în Europa unde tu ai o problemă, aoleo, terorismul, și că mi-apar și că ăștia se duc și văd. Nu, în România, și iarăși mă repet, avem și Asociația Reșiților, Suniților și Curților, suntem în foarte bune relații cu toată lumea, și cu Pakistanul, și cu India, să nu uităm că așa cum am vândut armament înainte de Revoluție și Irakului și Iranului și era un conflict, noi am vândut și Indiei și Pakistanului și ea se luptau acolo în regiunea aceea celebră care și așa mai departe. Cunosc personal când lucram la aeroportul București-Otopeni ca să convinc deci, ce spuneți. Acest avion este extraordinar. Ascultați-mă un pic, deci venea dimineața avionul irachian și lua armament românesc, da, și pleca. Și seara venea avionul iranian și lua același tip de armament și pleca. Iar cele două țări erau într-un cunoscut război sângeros cu mii deci de morți. Deci prin arhiva militară a Romtehnicii de dinainte sunt acele și multe lucruri, notele de convorbiri și astea ale celor care se duceau și mâncau seara. Erau vapoare, unul pleca într-un loc, se numea Ploiești, dar avea nume de cod Parajul Bicaz, și altul la fel, unul pleca acolo și cei doi reprezentanți de acolo din țările mâncau neștiind fiecare ce sunt, unul sta la o masă, unul la o masă, erau în același spațiu, că casa armatei din Constanța era același, multe. Bun, dar să mai spunem un adevăr, că atunci, înaintea, adică în perioada de până în 1989, erau foarte atenți la exporturile de armament cei de la Moscova, Moscova fiind atunci capitala Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, și știu de la un diplomat care a gestionat fenomenul că la tentativa unui cargou civil românesc de a pleca spre Orientul Mijlociu cu armament de infanterie, a fost avertizat executivul de la București să se întoarcă vaporul, că este zona de influență al cuiva acolo. Și s-a întors. Da, da. Și în ziua de astăzi sunt foarte multe elemente. Pot să spun că a mai apărut un mare producător acum care încurcă lucrurile prin Africa, prin America de Sud, care este China, și care chinezii produc de la arme, cum spun eu, care după ce ai tras un încărcător se topește țeava, și produc până la arme care trage zeci de mii de... Asta funcție de bugetele alocate, de alocate de un stat și altul, de interesul care există. Pentru că, să nu uităm, dacă vrei să livrezi într-o țară și să o ai sub control, cartușul inamicului trage și după 300 de metri, 400 de metri cade, iar cartușul meu se duce un kilometru și ăla n-are nicio șansă, sau nu trece cartușul lui la viteza de penetrare și puterea de foc, nu trece prin vesta antiglonț care e de același nivel și așa mai departe. Mai avem vreo câteva minute până la final ăsta, da. Și în limita acestui timp restrâns, eu am totuși o întrebare, am pus-o și într-un cadru adecvat anul trecut, când am fost invitat la Ministerul Apărării, la o întâlnire a celor care sunt în presa ce se ocupă de Ministerul Apărării Naționale, și am pus o întrebare și au notat oficiile de acolo, nu mai spun cine, dar erau cei doi, liderul civil, liderul militar, de ce n-am face ca la americani? Decât să avem trei secretari de stat cu funcțiile actuale pe care le știți și nu le mai repet, mai bine ar trebui să fie câte un subsecretar de stat la cele trei categorii de forțe, și aceștia în mod obligatoriu s-ar ocupa de aducerea banilor necesari și de promovarea cercetării și a unor asemenea planuri de înzestare, cum ați propus dumneavoastră o nouă strategie. Știți că anul trecut la un moment dat, nu anul acesta, că
nu am depășit încă anul. Am spus la un moment dat că dacă domnul ministru Fifor știe să gestioneze foarte bine și să facă un management adecvat dotării și înzestrării armatei pentru a contracara elementele contrare intereselor României, dânsul poate, adică partidul aflat la putere, poate să rămână la guvernare 10 ani sau chiar mai mult. Asta ca să explicăm telespectatorilor, pentru că ar însemna că ar fi vorba de un număr semnificativ de locuri de muncă. Da, noi. Da, 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 de un număr semnificativ și vin cu acest lucru. Mi-a plăcut acum ce spuneam că în urmă cu 2-3 săptămâni domnul ministru la inaugurarea acelei fabrici, domnul ministru Leș a spus. Deci, lucru bun de a se putea face treabă există și se știe la Ministerul Apărării, trebuie numai așa un zvâc ca oamenii de acolo să se ducă către CSAT și să se hotărască în CSAT pentru binele și interesul României, pentru binele acelor tineri care nu mai trebuie să plece din România, trebuie să demareze acest proces de întocmire a unor acorduri guvern la guvern, prin care aceste state mari producătoare de armament să sprijine România pentru dezvoltarea industriei românești. Ca un zvâc vine și domnule colonel și pauza publicitară, vom continua discuția interesantă cu domnul colonel Aurel Cazacu după calupul publicitar. Continuăm emisiunea Valori Euroatlantice, avem o nouă imagine pe ecran acum, este celebrul elicopter de luptă american. Noi ne dorim să avem în armata română asemenea modalități de protejare a spațiului nostru aerian, de protejare a trupelor noastre care ar acționa pe plan terestru pentru defensiva națională, dar deocamdată există incertitudinea angajării de fonduri pentru a trece la producerea acestui tip de elicopter în România, după cum nu s-au mișcat lucrurile nici la nivelul elicopterilor de transport pe care francezii le-ar dori să le realizeze tot în România. Cum comentați această chestiune legată de elicoptere, mai ales că n-a făcut parte din declarații recente ale celor care conduc Ministerul Apărării Naționale? Deci, știți că în urmă cu 6 luni, cred, la expoziție, în luna mai, noi doi am discutat și am văzut acest elicopter. Vedeți, spuneam mai devreme că cineva trebuie să scoată biciul și să lovească. Nu ne oprește nimeni. Deci de 6 luni de zile cu ocazia expoziției s-a semnat un protocol pentru o viitoare colaborare în care... Domnule, eu când aud cuvântul protocol, da, mă gândesc la ninsoare. Deci această firmă și americanii nu au obligație de offset, dar ei, ca parteneri, au zis: oameni buni, venim să construim în România, că aveți capacități, că am văzut ce puteți face și uzina este veche și aveți experiență, haideți să facem. Pentru că noi românii... Haideți să facem, dar cu precizarea președintului Consiliului de Administrație de la Lockheed Martin, că el știe că această chestiune este de la guvern la guvern, de la guvernul român la guvernul american. Da, și ajungem la ce am spus mai devreme. Există baza și există baza legală și baza corectă, care cei care vor să facă sunt protejați, inclusiv problemelor de corupție. Deci dacă cineva acuză pe cei care ar dori să pună în practică acest proiect legat de corupție, sunt niște oameni bolnavi. Și cei care fac, și eu sunt unul care am demonstrat și pot să spun că am curaj să stau de vorbă fără să mă includ, să mă duc să particip la nicio echipă. Dar să le spun: oameni buni, faceți, pentru că puteți demonstra că nu aveți nicio problemă. Da? Este foarte important să poți să faci și să demonstrezi, iar atunci când vorbeam mai devreme de tineretul din partea de servicii care ar încerca să te testeze, să spui că nu te interesează, pentru că este o problemă gen Ulise, să ai o funcție în guvernul României și când ai terminat funcția să rămâi la aceeași mașină, să rămâi la același apartament și nimeni să nu te poată acuza că ai făcut prostii, pentru că asta este zona asta orientală și locul României aici din totdeauna, de la Fanarios, de unde vreți dumneavoastră, trădările au apărut numai prin faptul că au putut fi mituiți și au putut fi raculați de forțele străine anumite persoane care au lovit în oamenii de la vârf sau oamenii mai de jos, au lovit în capii armatei și așa mai departe. Deci,
România are capacitate să facă acest elicopter. Și exact cum spuneam, când fac proiecția economică pe 2, 3, 5 ani a acestui elicopter, câte elicoptere am eu nevoie în România? 40 de bucăți. Nu. Fac planul economic și fac proiectul de buget pentru 100 de elicoptere. Vorbesc cu partenerul american. El sigur va fi de acord, pentru că ați văzut. El vine și spune, oameni buni, avem piață. Eu, partea americană, vin și spun unde bun, să vinzi. Te ajut. Dar apucă-te de treabă. Cu o întrebare firească. Cât de mult poate să fie răbdarea americanilor, dar și răbdarea francezilor, care, dincolo de vizitele, chiar la nivel de șef de stat, președintele Hollande, președintele Macron, România, legate de producția de elicoptere de transport, americanii, la nivelul oamenilor de afaceri, cât de mult pot să aștepte ei ca să ia executivul de la București o decizie pragmatică, care să spună, începând cu data de, treceți la producția, angajați, finanțați? Păi pot să treacă până când au loc schimbări de guvern și schimbări la următoarele alegeri, pentru că noi vedem ce se întâmplă. Și până atunci rămân ei în România? Da, rămân, pentru că interesul global aici, știți că noi am mai vorbit amândoi aici, interesul global al americanilor aici nu este pe România, este cei dincolo de Marea Neagră, sunt fostele țări sovietice până la granița cu China. Deci această stare de conflict care există între marile puteri le asigură supremația lumii. Deci nu, dacă ar fi pace, aceste mari puteri nu și-ar mai arăta forța și nu ar putea să stăpânească, nu ar putea să facă profit, da? Dar atâta timp cât există starea de conflict, dânsii își pot arăta măreția și își pot arăta puterea și pentru asta sunt respectați, prin forță. Dacă nu, cum puneam cândva, că nu exporți armament, exporți democrație, da? Și așa mai departe. Deci dânsii nu vor pleca, dar sunt dezamăgiți. În acest moment, eu cred că pe noua orientare care există la Ministerul Apărării, toată lumea pregătită, trebuie toată lumea să ridice capul din pământ și să se ducă în cooperare cu noul ministru al economiei, cu noua echipă de la economie, chiar dacă sunt probleme și acolo, că pe o anumită structură... Probleme de comunicare. Da, chiar de comunicare și de orientare de viitor. Sunt probleme mici în gândirea unor oameni în care se ajunge acum ca să fie desființată, adică s-a propus să vedem cum va fi pentru anul viitor. Noua orientare să se desființeze direcția industria de apărare și să se facă o altă formă. Dar legea actuală trebuie neapărat, dar există acest nucleu de a, ca firmele care doresc să facă parte din sectorul producției de apărare să-și obțină, să obțină aprobare. Și știți dar că cum e la americani? Ce are guvernul american? Are o direcție similară sau are o altă formă de avizare acestei producții utile armate americane? Mă refer la industria lor de armament. Da, deci pot să spun că în acest moment și noi ne-am integrat în Europa și ne-am integrat și ne-am apropiat de modelul american prin legea industriei de apărare și prin normele de aplicare a legii. Adică cine dorește, și știți că cu ocazia expoziției noi în cadrul emisiunii am spus că nu s-a pus în practică și a doua zi, în două, trei zile, li s-au dat licențe de producători, pentru că exista de 6 luni legea și nimeni nu făcea nimic. Pentru că și în domeniul ăsta trebuie să fii meseria și să faci. Deci, în acest moment, eu cred că și mi-aș dori tare mult ca domnul ministru să nu se mai considere om politic, domnul ministru al apărării, să se considere român, și să spună, domnilor, haideți să ne adunăm, să meargă să facă un document pe care să-l supună în nou CSAT, poate să și convoace cu acest pentru punerea pe picioare a industriei de apărare și ceea ce e nevoie pentru partea de, pentru o nouă strategie de apărare, poate fi convocat CSAT-ul, pentru că altfel, dacă mai stăm încă un an ca să ne dotăm cu corvete, să facem submarine, după cum vedem dinamicul de la răsărit nu așteaptă. Și știți, în urmă cu 2-3 săptămâni a fost conflictul din Marea Azov și în continuare nu așteaptă și nu se va lăsa, el nu va ceda Crimea și s-ar putea să vină spre Europa. Nu vă spun ce ar însemna să se declanșeze un conflict armat între Rusia și Ucraina. Avem graniță comună. Și pe partea de mare suntem la granița, și pe partea noi avem graniță cu Ucraina, este ceva de neimaginat. Știți ce este în mod paradoxal? Mă uitam pe
harta Ucrainei și mă uitam la ținutul estic care este afectat de această lege marțială care va funcționa, deci nu în toată Ucraina, ci numai în zonele estice, care sunt limitrofe Donbasului, unde sunt cele două republici separatiste, Lugansk și Donetsk. Și în mod paradoxal, legea marțială este declarată în zonele pe care rușii le-ar dori mâine să le aibă sub control, pentru că reprezintă partea rusofonă a Ucrainei. Da. Domnule Colon, România, și știți că în urmă cu 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel, președintele SUA s-a supărat chiar pe guvernul maghiar pentru că a prins niște traficanți pe care i-a dat rușilor. Știți că există această idee că Ungaria cooperează în relații foarte bune, Bulgaria de asemenea cu partea rusească. Nu e idee, e realitate. E realitate. Serbia cooperează de asemenea foarte bine cu partea rusească. Păi, noi suntem prinși la mijloc. Tot în noiembrie președintele Serbiei a declarat că s-a supărat pe NATO. Interesant. Deci avem în jurul țării noastre Bulgaria, Serbia, care au relații foarte prietenești cu Moscova. Știți că vorbeam aici că New Strategy Center a făcut acea conferință la Constanța pentru cele trei mări și așa mai departe. Știm foarte bine că NATO și Statele Unite au alocat o mai mare atenție țărilor nordice și s-au înarmat și tot ca să apere acel flanc. Da, și a venit replica Federației Ruse în Marea Azov. Da, da, da. E, Marea Azov de ce? Că partea asta cu România este la pământ. Da? Și noi trebuie să ne înarmăm, pentru că nu suntem cu nimic mai prejos, nici față de Ungaria. Este strigător la cer ca să spună partea maghiară și partea austriacă, dați-ne nouă gazul din Marea Neagră să-l prelucrăm, că voi românii sunteți, nu asta știu cum, că nu și-ați există, distrus industria petrochimică. Nu există o voce de bărbat de stat la București care să dea o replică europeană, euroatlantică, civilizată, dar fermă. Păi, este ceea ce spuneam mai devreme. Trebuie acum cineva să spună, nu mă interesează, aveți aici, nu plecați acasă, stare de necesitate, într-o săptămână să am toate documentele ca să declanșez negocierile, pentru că cu Statele Unite am acord guvern la guvern, ceea ce am bază să-mi permită să dezvolt asta. După ea dezvolt transportorul blindat, care deja am început la transportorul blindat să-mi apară sub furnizori importanți, cum este partea de turelă, cu ocazia expoziției din mai, că tot este ca un bilanț emisiunea acum în decembrie, s-a semnat cu Oscoș să facem partea de mașini militare, care la fel implică foarte multe aspecte, se dezvoltă pentru la anul și, uitați, un exemplu foarte clar, să se facă pe acorduri guvern la guvern proiectul de achiziție de camioane militare. Să nu se facă prin licitație. Dacă se va face prin licitație, nu se va lua. Eu vă spun că ne vom întâlni dacă mai mă invitați. Dar cine trebuie să aprobe acest acord de la guvern la guvern? Premierul? Consiliul Suprem de Apărare a Țării? Cineva trebuie să dea ordin, nu este de aprobat. Trebuie întâi discutat și făcut. Există un model. Uitați, în urmă cu, înainte de Ziua Națională, domnul președinte Iohannis a fost în Franța. Cu Franța avem acord guvern la guvern. Eu sunt sigur, și cei care mă cunosc, sigur știu că nu vorbesc prostii, acolo s-a discutat și problema corvetelor, s-a discutat și problema satelitului, și problema dezvoltării relației cu Airbus în România, și problema dezvoltării relației cu fabrica de autoturisme de la Pitești și așa mai departe, și multe, multe alte lucruri. Deci, domnul Iohannis a fost, chiar dacă poate dânsul a făcut ceva legat de cultură, când putea foarte bine ca și România și să arate că este mână forte, că și dânsul are nevoie, că urmează alegeri la anul, pe vremea asta. Apropo, da? Ca o mică paranteză, ca să completez ce spuneți dumneavoastră, președintele Klaus Iohannis a participat la devolarea în fața presei a timbrului dedicat generalului Berlo. Un timbru foarte frumos, un timbru care marchează relațiile bilaterale necesar constructive dintre Franța și România. Dar, stimați telespectatori, cine vizitează Domul Invalizilor, unde este Muzeul Militar Armatei Franceze, va vedea că acolo nu este nicio mențiune și nicio fotografie despre misiunea generalului Berlo în România. Ca din întâmplare. Da, ca din întâmplare, pentru că nu avem numai prieteni, avem și dușmani. Să nu uităm, trebuie să ne translatăm la acele vremuri. Pentru ce au venit dânși, că au ajutat și România, dar așa mai departe, că n-am fost în stare să ne conducem și, în fin, deci sunt altfel. Vreau să vedem următoarea imagine,
o imagine care ține de avionul de luptă performant F-16. Zic performant pentru că a fost testat în conflicte militare, motiv pentru care nu numai România, e adevărat la mâna a doua, dar și Polonia a luat 44 de avioane F-16 moderne cu offset-ul necesar de care tot ați amintit dumneavoastră. F-16 este achiziționat de multe armate din Europa, din Asia, din Africa. Eu am dorit să vadă telespectatorii acest avion pentru că trebuie să fim realiști. Credeți că în 2019 vom avea în sfârșit avioane militare de tip F-16 din componența forțelor aeriene române cu piloți români la manșă care să se ridice în aer atunci când avioane militare strategice ruse sau avioane militare de vânătoare ruse vor veni să testeze apărarea spațiului aerian românesc, deoarece acum în 2018 s-au ridicat în aer numai avioanele militare americane, canadiene, britanice, când le-a venit rândul la poliția aeriană executată în sprijinul forțelor aeriene române de la Cogălnicianu. Da, s-au ridicat avioane americane, britanice și așa mai departe, dar partea de rezervă în România era asigurată de avioanele MiG-21 modernizate. Dacă ne uităm la acest avion, după cum vedeți, acest avion este un avion modernizat, are acolo... Mai vedem imaginea, da, 10 secunde. Este o variantă modernizată acest avion, pentru că și exact ce spuneam despre avionul românesc IR-99, la fel și avionul F-16 a parcurs diferite trepte. El ca aerodinamică a fost foarte bun, că și americanii au făcut diferite tipuri, dar F-16 a fost foarte bun. Știți că este primul avion la care manșa nu este pe mijloc la picioarele pilotului, ci este în stânga. Este super modernizat. Sistemul de zbor aerodinamic este într-o anumită, a fost un lucru foarte bun și eu consider pentru România, nu contează că am luat second hand, ci el va corespunde ca întrebuințare în luptă din punct de vedere a integrării piloților români în echipele NATO și de comunicație și de tactică și strategie, este un lucru foarte bun că am luat acest avion și urmează să mai luăm, numai că va trebui să parcurgem și acest avion. Nu a fost luat pe baza unor licitații, că probabil că nu se luau nici în ziua de astăzi, ci pe baza acordului guvern la guvern, care a fost, pe baza lui, s-a putut face contractul. La fel, se poate extinde și pentru țările europene acest sistem de contractare, pentru a se lua foarte repede și în 2-3 luni de zile să se semneze contractele, pentru că vin și în acest caz. Când te duci să negociezi cu un fabricant și vrei ceva, vii și faci soluția tehnică care vrem, nu vrem, domnul colonel, în ziua de astăzi. Tot ce cerem, de fapt, satisface nevoile de integrare a armatei române în structurile NATO. Și, deci, nu am foarte multe unde să mă duc decât în aceste elemente. Și atunci, dacă iau ce e mai bun de la fiecare țară, cum spuneam, francezi într-un domeniu, poate și că britanici, și la britanici ne putem duce la partea de motoare și putem să luăm. Sunt și fabrici americane, dar e mai bine de aici. Partea italiană are destule elemente, cu și cum am menționat, este și partea de telespațio care are sistemul telespațio, și pe partea de submarine, și pe partea de nave, putem să cooperăm. Partea germană... Prefigurați că în 2019 ar fi posibil să se ia măsuri ca să mai preluăm vreo escadrilă de F-16? Da, da, da. Eu cred că se poate lua și este un element... Pentru că acum avem acești piloți care s-au școlarizat, pentru că, vedeți, o școlarizare pe un astfel de avion și mai ales o întrebuințare în luptă în care ai o problemă să contracarezi forța inamică, să nu ai pierderi, să comunici și să te integrezi în sistemul de luptă al NATO, nu este un lucru simplu, pentru că foarte multă lume, când au venit acum piloții străini, au zis, am luat avioane de nu știu cât timp și nu, de ce nu le-am folosit? Păi când le folosesc, n-am voie să dau rateu, pentru că știți că noi am vorbit și în lupta armată, ca și în orice, nu am voie să dau rateu. Am dat rateu, nu există noțiune de eșec în lupta armată, pentru că dacă am eșec, m-am prăbușit și am pierdut elicopterul, pierd omul și așa mai departe. Acesta este un element de viitor și s-ar putea, deci cum spuneam, avioane fără pilot, și s-ar putea ca tinerii noștri cercetători să fie implicați în aceste proiecte de viitor, și avem oameni tineri în România. Dar când spuneți că s-ar putea,
Aveți informații care vă mențin această speranță? Sau este doar o iluzie personală? Nu. Am informații, știu că se poate. Consum și eu foarte mult timp pentru a studia și datorită experienței care am avut-o și asta, mă duc și am informații foarte multe. Durerea mea în suflet, și o spun așa pe sfârșit de an, este că exact cum spuneam, cineva trebuie să ia o decizie. Și nu există aceste persoane. Deci sunteți exact adeptul formulei tăierea cozii câinilor dintr-o lovitură. Da. Și mai spun un lucru și mă adresez și iarăși cei care mă cunosc știu. Domnilor politicieni, dați de lucru acelor oameni care stau pe margine și copiați modelul american de a integra. Sunt o grămadă de domn general foarte buni și foarte inteligenți, foarte buni, atât din domeniul militar, cât și din domeniul serviciilor, care stau și n-au ce face. Trebuie să integrați acest oameni și de fapt referiți la cei care sunt în rezervă. Deci în fiecare stat american există firme care utilizează experiența acestor oameni și toți generalii care au luptat, vă dați seama, un general care a condus trupele din Pacific, trupele din Europa, trupele NATO și așa mai departe, are o experiență fantastică. Este o crimă să fi investit bani în acest om și să-l lași deoparte. Trebuie să vii și să-l faci, și cum totuși, spuneam atunci aici. Când am fost împreună amândoi la târgul de la Băneasa, am identificat trei camarazi în rezervă care au și venit la noi să facem filmări. Erau atât colonei în rezervă cât și general cu experiență inclusiv pe linie de comandă. Deci există niște capete de pod, niște oameni care acum lucrează cu experiența lor anterioară în domeniul civil. Da, există, și ceea ce eu când vorbesc cu dânsii, când mă întâlnesc, îi rog să nu mai se ralieze ideilor politice, să se ralieze jurământului pe care l-au făcut ca militari de a sluji România. Pentru că este o mare greșeală să te raliezi unei idei politice și să te duci spre o zonă care nu ai niciun rezultat. Da? Și să stai, iar... Decât supunerea. Da. Iar celor tineri... Capul plecat să abia nu-l taie, nu? Da, nu-l taie, dar nici nu-l folosește. Adică trebuie să folosiți și așa mai departe. Deci România are foarte multe capacități. Sunt foarte mulți oameni care trebuie folosiți. Și culmea, și partenerii străini își doresc. Partea rea pe care eu nu sunt de acord este că partenerii străini îi racolează și îi folosesc contrar intereselor României, pentru că îi folosesc ca element de dialog cu factorii politici, în care factorul politic care nu are experiență nu vine să se ralieze cu ideile unui militar, fost militar, care vine să facă ceva pentru România, ci se raliază unor interese de luptă între partide. Da? Este ceea ce vedem și acum. Eu am mai spus, partea de Minister al Apărării și exact ce spuneați dumneavoastră foarte bun cu acei subsecretari de stat, trebuie un secretar de stat sau un ministru al apărării trebuie să stea cel puțin 4 ani și să vină din structuri, așa cum vine domnul ministru Leș, care vine din interior de acolo, sau cum a fost cazul unui ministru care s-a adaptat foarte repede, care a ascultat consilierii, cum a fost domnul ministru Vreau Schifor. Să mai vedem imaginea avionului de luptă american, pentru că uneori ascultând ceea ce se transmite pe micul ecran, în general despre armată, și cu limitate noțiuni și limitate informații reale, am impresia că cei care fac aceste demersuri aiuritoare sunt ai doma personajelor din celebra piesă Zbor deasupra unui cuib de cuci. Cu ce zburăm vedem? F-16, cuibul de cuci l-ați identificat dumneavoastră, stimați telespectatori, în rândul celor care vorbesc fără să aibă datele necesare, reale, despre armata română, necesitățile sale de înzestrare. De asta am și dorit să vă expuneți ideile, domnule colonel, pentru că dacă ați ajuns la acest pahar umplut care a impus o idee frumoasă, schimbarea strategiei de înzestrare a armatei, înseamnă că aveți încredere în capacitatea ofensivă a celor care acum sunt în funcțiile adecvate la nivelul structurii funcționale vizând înzestrarea armatei României. Domnul colonel, am încredere pentru că în toate structurile militare, cele subordonate CSAT-ului, și în partea de armate, și în partea de Minister de Interne, și în partea de servicii, trupe speciale și tot, avem niște oameni extraordinari. Cum spuneam, primul echipament al sistemului de apărare este omul și este românul. Trebuie să-i folosim și să-i lăsăm să se desfășoare. Trebuie, culmea,
Deci, în relațiile externe, atât în NATO, și cum menționam aici că am avut comandanți care au comandat trupe americane, trupe britanice în diferite teatre de operații, trebuie un pic ca acești oameni... Cu și... precizarea că acele subunități menționate de noastră au fost trecute în subordinea unor ofițeri români din respect pentru contribuția mare făcută de armata română la cauza Statuii Libertății. 29 de militari români au căzut la datorie și o reiterez și în această emisiune, cine trece pe lângă unitatea de elită din Buzău poate vedea chipul acestor 29 de eroi, bărbați în floarea vârstei, care au căzut pentru cauza libertății altor popoare ca să fie liniște acasă. Da. Știți că am mai spus noi aici, cred că în urmă cu câteva luni bune, poate un an, când vorbeam de propunerea pe care eu am făcut-o la un moment dat de crearea unui guvern de Uniune Națională. Pentru că pericolul nostru... Ați zis că nu faceți politică. Păi nu, nu fac politică, dar e o recomandare. Pentru că problemele noastre nu vin din interior. Problemele noastre sunt de natură externă, dincolo de granițe, și putem să fim, să vină peste noi. Dușmanul este afară. Pe urmă, toți acești factori politici, dacă vor să se îmbogățească, să, ce vreți dumneavoastră să facă, țara asta este atât de bogată încât toată lumea poate să se desfășoare și nu trebuie să fie politician ca să facă probleme de natură de corupție, ca să devină bogat. Ci trebuie să te duci și să te apuci să muncești, să vrei să faci ceva, să exploatezi. Și ați văzut că și în partea de agricultură și așa mai departe. Dau un exemplu acum. În urmă cu 2 săptămâni, 3 săptămâni, a apărut că înainte de manifestația care a fost cu Ziua Națională, că se va schimba uniforma, uniforma de oraș pentru armată. Deci, și cum am vrut să spun mai devreme în emisiune... Și apropo, armata americană a trecut într-adevăr la o nouă uniformă. Și, deci, până și industria, deci armata, banii acestea se întorc și în industria textilă. Pentru că cei care vor produce aceste lucruri este industria textilă, care face întâi stofe, pe urmă partea de croitorie, pe urmă partea Bun, de acum amândoi elemente, știm că dincolo de elementul... E orizontală. Dincolo de elementul tehnic spus de dumneavoastră, de fapt, în anumite devoalări a unor stări de lucru privind uniformele militare, este și o luptă ascunsă pentru viitoarea succesiune a șefului statului major al apărării, fiind anumite persoane terțe interesate să dezavueze pe cineva care ar avea una dintre șanse să fie succesorul actualului șef. Deci, imediat mă întorc la succesiunea acolo și vreau să spun și să mă uit în ochii celor care mă cunosc. Domnule colonel, România poate să facă și a făcut export și de haine militare. Cerința pe plan mondial, sunt țări întregi care au mii de soldați și zeci de mii, dar care nu au industrie textilă. Da, cele și mai mari exporturi România socialistă le-a făcut în țările din Orientul Mijlociu. Da. Și unde am și în ziua personal de astăzi, dacă intrați pe site-ul anumitor țări, și că India, și Pakistan, și Egipt, pot să spun și ceva Algeria și Nigeria, importă echipamentele, uniformele. Haideți să vă arăt o imagine interesantă. De neimaginat. Am înțeles. Da? O imagine nouă. Când mă uit la această imagine de corvetă, mă gândesc la sintagma olandezul zburător. Adică tot ne învârtim, tot încercăm să găsim răspunsuri oficiale. Ba, de o vreme, cei care ar trebui să răspundă la întrebările jurnaliștilor, se pare că nu au avut mandat să și dea răspunsuri. E o corvetă, noi avem nevoie de corvete. Partea bună ar fi ca aceste corvete să fie produse în România, pentru că ar însemna noi locuri de muncă și ar însemna folosirea inteligenței tehnice românești. Încheiem acest an, respectiv 2018, fără a avea o perspectivă clară în acest domeniu. Al dotării cu noi nave militare a forțelor navale române, care devin practic primul apărător în zona Mării Negre, știind că la nici 300 de kilometri se află portavionul terestru rusesc Crimea. Pot să spun că și modul de derulare a aceste achiziții de corvete m-a făcut să determin și să încerc să mă lupt să lansez această idee a schimbării strategiei. Eu cred că dacă s-ar schimba strategia pe analiza care s-a făcut,
se poate încheia contractul în 3 luni de aici încolo, în primul trimestru anului viitor, fără a exista nicio suspiciune de corupție, pentru că totul pleacă de la aceste probleme legate de corupție. Da, eu am o interogație concretă. Nu s-ar putea scurta timpul dintre momentul în care, să zicem, cu firma X s-a definitivat contractul și momentul în care începe producția ca atare? Nu se poate? Sau mai trebuie să treacă încă un an? Mai trebuie să treacă încă 6 luni? Păi, nu, deci... Care sunt etapele normale? Păi, etapele normale sunt încheierea contractului și firma care este producătoare trebuie să demareze producția. Aici... Ce înseamnă a demara producția? În 3 luni, în 6 luni, în 9 luni? În contract, depinde... Nu de alta, dar există expresia românească, cineva a tras mâța de coadă după decembrie 89 pe linia industriei de armament și uite, am ajuns aproape la 3 decenii să fim în situația asta tristă. Tristă. Deci, în urmă cu 2-3 săptămâni, cum spuneam, domnul ministru Leș a subliniat la inaugurarea fabricii că este păcat că nu s-a acordat atenție industriei de apărare. Pe mine m-a bucurat expresia dânsului că s-ar putea dânsul să aloce atenție și exact cum spuneam acum, sper ca dânsul, care este un om tânăr, să bată cu pumnul în masă și să spună de mâine vă apucați de treabă. Dacă nu, și are destul de șanse. Dânsul este ardelean, este mai calm, este și mai ardelean, așezat. Pot să vă spun și nu trebuie să mi se ia cu părere de rău, este în familia dânsului, este o religie care este de sorginte foarte bună americană și cu relații bune în America și cu susținere la diferite persoane și eu cred că îi vor da un elan pentru a face acest lucru. Dar să ne întoarcem la adică dumneavoastră ați marcat conexiuni utile promovării industriei de apărare în raport de exigențele de dotare ale Armatei României. Da, da, da. Deci, după cum știți, programul de corvete este pe 7 ani. La ceea ce spuneați dumneavoastră, dacă vreți să vă spun eu care este părerea mea vis-a-vis de a face corvetele, ar fi că dacă se semnează cu oricare firmă, se semnează contractul în 3 luni, știm acum proiectul, știm tot, știm în baza ofertelor ce avem, pe urmă, în paralel trebuie demarat și problema de submarine, problema de înarmare. N-ați renunțat la submarine? Nu, n-am renunțat pentru că... Că mă zic că este o chimeră. Domnul colonel, cine este o chimeră, cine zice că este o chimeră, să deschidă calculatorul și să se uite ce se întâmplă, deci a început cu Marea Azov de acum 2-3 săptămâni și ce va fi, pentru că Rusia nu renunță. Rusia nu renunță, deci s-a dus și vedeți ce incursiuni face. Eu știu ce sugerează dumneavoastră, dar spuneți telespectatorilor, la ce nu renunță Rusia? Nu renunță la supremație, nu acceptă ideea că americanii sunt deasupra lor, da? Și așa cum îi dumneavoastră vizează acum latura tehnologică. Da, și tehnologică și de supremație în această zonă. Deci, Rusia vrea să arate americanilor că stăpânesc această zonă a lumii, partea asta a noastră aici, Orientul Mijlociu, dar că stăpânesc și partea europeană. Iar noi, cum să vă spun eu... E foarte ușor pentru dânsii să vină și să contracareze. Am dat eu exemplu aici ce a însemnat că în cadrul războiului hibrid sau pe elemente de război asimetric care s-a dus în Ucraina, poate să vină și în România foarte bine. Având în vedere care flancul acoperit și Ungaria și Bulgaria și Serbia care sunt dincolo de noi. Deci este o chestie foarte interesantă. Știți că noi spuneam în urmă cu vreo jumătate de an aici ce caută rusul în Siria? Da? Ce treabă are rusul în războiul din Siria? Iară, e vorba de zăcămintele de petrol. Păi, da, pentru că care sunt și pe teritoriul Siriei, dar sunt și în largul apelor maritime siriene. Știți că s-a dorit să se facă o conductă, să nu uităm că așa e Dumnezeu din cer și a dat Israelului rezerve de hidrocarburi în zona maritimă din fața, din Marea Mediterană. Deci Israelul, pe lângă alte elemente, că stăpânesc lumea și oamenii de acolo, le-a dat Dumnezeu și petrol și gaze. Ce vrem mai mult da, decât? Da, dar și o atenționare din partea Turciei că în privința zăcămintilor din Marea Mediterană, din largul țărilor care sunt în nordul Africii, interesul statului turc este să se șapere propria zonă. Deci Dumnezeu a spus, vă dau bogății, dar vă dau și neliniște. Și că acolo este neliniște, deci să nu uităm.
și cine nu. Deci e mai bine să fii sărac și liniștit decât bogat și neliniștit, nu? Nu știu. Depinde cum îți place, că e o problemă de stare. Dar să ne întoarcem la corvetă. Spuneam că eu, Aurel Cazacu, pot să spun că o decizie a CTSAT-ului care poate să spună unde am eu oferte că s-ar fi putut face corvetele. O decizie clasificată? Nu. O decizie politică în care România să arate că este o forță și că cei care ne conduc sunt o forță. Dar o decizie care să nu aibă la bază un protocol, da? Am să spun acum un lucru care este o noutate. Eu, dacă astăzi aș fi fost președinte, aș fi spus aceste corvete se vor face în cooperare cu o firmă, este proiectul unei firme, dar asamblarea lor nu se va face pe 7 ani, ci se va face pe 2 ani. Una se va face la Mangalia, una la Constanța, una la Brăila. Și le fac pe toate pentru a mă putea apăra, pentru că rusul... Da, e 3, dar noi avem nevoie de 4, am înțeles. Păi 4, mai putem să facem, dar că acolo unde fac pe prima, pot să o fac și pe a doua. După care, în același context, cu același lucru în care am capacități, am docuri uscate, am tot ce-mi trebuie, domnul colonel, mă apuc să fac submarinele, pentru că eu creez locuri de muncă, vorbim de locuri de muncă, o navă are de toate pe ea și... Lăsând parte de militari și nevoi, am și medici, și bucătari, și armurieri, și tot ce vreți dumneavoastră, să fac ceva și creez locuri de muncă, creez industria orizontală, că degeaba vreau să fac numai corvete pe industria orizontală. Fac și submarinul, fac și navele de patrulare și așa mai departe, ca să mă duc să fac ceea ce pe vremea lui Ceaușescu am făcut șantierul naval Mangalia militar. Mă duc și pe fonduri europene, salt podul, domnul colonel. Acolo trebuie săltat ca să încapă fregate în partea din spate, în șantierul militar, da? Și poți să-l sal pe fonduri europene cu 10 metri podul, să mai vedem, să trec dincolo la șantier. Un moment, să mai vedem imaginea cu fregata, pentru că, apropo de săltatul podului, știți că practic Ucraina a căzut în capcana lui Putin, care nu numai că a decis, dar a reușit, sigur, cu echipa din subordine să finalizeze podul care unește Federația Rusă de Crimea. Și acolo, în zona rezervată trecerii din Marea Neagră în Marea Azov, înălțimea podului este de nivelul Statuii Libertății, dar nu permite unor nave mari, inclusiv unei asemenea corvete, să treacă în Marea Azov. Această imagine însă este sugestivă, pentru că navele militare rusești care au acționat împotriva navelor militare ucrainiene, din punct de vedere al mărimii, cred că erau cel puțin 60% ca înălțime, ca lățime din ceea ce este actuala corvetă. Deci Federația Rusă are deja nave militare modernizate, puternice, Marea Azov, și o flotă impresionantă la Sevastopol, în Crimea. Deci, acestea sunt probleme pe care partea militară, la partea de cerințe, le adaptează a ceea ce ai și ceea ce trebuie să satisfacă, pentru că datorită acelui pod, multe nave, poate din NATO, nu pot trece decât dacă îl distrugi, ceea ce nu-ți permiți din punct de vedere logistic. Știți că m-a amuzat, apropo de discuția noastră, îmi spunea cineva într-un context mai zilele trecute că o problemă, dacă nu ai voci și nu discuți despre ea, nu există. Adică dacă noi nu discutăm despre Marea Azov și nu discutăm despre planurile expansioniste vizibile ale Federației Ruse, putem să stăm liniștiți pe locurile noastre, ca în decembrie 89, nu? Da. Acum să mai vă spun o idee. Când am văzut nota de fundamentare pentru navele de coastă, despre lucruri pe care noi l-am mai discutat aici, trebuie cineva să zică, oameni buni, ia, să vedem. Pe partea de Ministerul Economiei și de promovare, ca să avem avantajul de a face un calcul și să ne fie rentabile prețurile pentru a produce pentru România, imediat să căutăm parteneri externi cărora să le vindem aceste produse pe care intenționăm să le facem. Și mai am o problemă care am rămas dator cu ea, menționați mai devreme, ideea aceea cu problema șefului statului major. Din câte știu eu, legea Ministerului Apărării prevede că poate să ocupe funcția de șef de stat major, cineva care vine de la un departament operațional, deci dintr-o poate parte să fie locțitorul sau unul dintre cei trei șefi ai categoriilor, da, de forță. Dar în mod paradoxal, ca să discutăm pe față, nu persoane, ci intenții, se vizează acum și un reprezentant militar al României la NATO și se vizează și pe cineva care se ocupă de zona logistică armatei. Totuși să nu uităm că într-o situație extrem de volatilă, cum există în Marea Neagră, ai nevoie de un om
și ar fi normal să fie al doilea mandat al unui general din zona categoriei forțelor terestre, care să aibă pe epoleții nisipul din deșert. Da, deci eu cred și sper să nu ne facem de rușine în fața partenerilor din NATO și să facem o numire cu un suport preponderent politic pe cineva care nu corespunde sau care nu are capabilitate să îndeplinească această noi funcție. Noi ne făcând aici decât să reiterăm ceea ce este legal la ora actuală. Da. Păi tocmai de aceea. Deci trebuie legal, da, așa cum este România. Și sper să nu se întâmple altceva. Să ne întoarcem la imaginea care încă o avem, deci spuneam despre corvetă. Mi-aș dori tare mult să existe o decizie unitară în contextul politic de reîntoarcerea specialiștilor români și de crearea unor noi locuri de muncă, a unor noi specialiști din acest domeniu, unde noi am fost o forță și care piața internațională absoarbe foarte mult, să putem dezvolta și să nu așteptăm 7 ani să facem cele 4 corvete într-un singur loc, ci să le facem în mai multe locuri, să se dezvolte și industria orizontală, în care, culmea, industria navală mondială, dacă intrați pe diferite site-uri, este extraordinar. E ceva de neimaginat. Ce am putea noi să devenim, adică eu propovăduiesc că avem un exemplu teribil, care spuneam și mai devreme, mai vine încă o firmă mare în România pe partea de auto și industria orizontală auto nu deservește numai cele 2 firme existente și poate încă a 3-a sau poate a 4-a, ci deservește întreaga Europa. Când vine domnul colonel? Eu cred că dumneavoastră de la începutul anului 2018 până acum, în final, ați fost un entuziast, un om care ați venit cu multe date și vă mulțumesc frumos în numele echipei de la 6TV, dar aveți această frustrare pe care o au și ceilalți militari activi și în rezervă, că anumite proiecte viabile, necesare, au tot fost amânate. Au fost amânate pentru că este ceva de neimaginat. Vin acești parteneri și nimeni de acolo de sus nu înțelege că unui partid politic, ca să-i fie bine, întâi trebuie să faci ceva economic și pe urmă poți să-i racolezi pe cei oameni în care pe momentul politic în care se află la putere un anumit partid, ei au racolat și au venit pentru că... Da, dar noi discutăm la această emisiune de interesul național. Păi interesul și național. Pe mine, ca simplu cetățean, întâmplător, alegător, nu mă interesează un partid sau altul, ci mă interesează dacă la nivelul președinției României, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde sunt factori adecvați de decizie, este conștientizată această necesitate de a nu se lungi proiecte care sunt necesare de a fi materializat acum pentru România. Deci, este valabil, cum spuneam, și pentru corvete, este valabil și pentru elicoptere, este valabil și pentru transportoare blindate în primul rând și ar trebui asta să fie vârful de lance, după care venim cu partea civilă. Deci în momentul în care firmele mari ar simți că aici este stabilitate și că ar avea cum să-și desfășoare activitatea, ar veni, pentru că noi, din punct de vedere a specialiștilor, a tineretului, a muncitorilor, am demonstrat că avem capabilitate și sunt oamenii noștri care sunt plecați afară și, cum spuneam aici în urmă cu vreo lună și ceva, cineva a plecat fără niciun, cu 200 de euro în buzunar și acum e patron în Anglia sau, și-au demonstrat în toate țările că pot să facă față. Aceste firme mari ar veni, să nu uităm, domnul colonel, că întâi am intrat în NATO și pe urmă în Uniunea Europeană. Deci partea comercială... Păi să nu uitați dumneavoastră, domnul colonel, că întâi armata României a contribuit decisiv la intrarea României în NATO, pentru că fără batalionul trimis în Afganistan, sub comanda generalului Mihail Popescu, comanda la nivelul armatei române, noi nu am fi beneficiat ulterior de invitația politică. Da, și ați amintit de Afganistan și noi am vorbit că dacă tot este o emisiune ca de bilanț, sper că anul viitor și dacă voi avea ocazia, eu am comunicat prin cineva din apropierea domnului ministru al apărării și al domnului ministru al economiei, cred că li s-a spus sau li se va spune în ianuarie, februarie, deci cu ocazia vizitelor care dânsii o vor face în teatrele de operații, să dea ordin, da, să dea ordin, pentru că sunt miniștri, și să dea ordin să dezvoltăm și activități economice în acele teatre, în acele zone. Noi suntem singura țară care nu dezvoltăm activități economice. Bine, cu precizarea că au existat ofițeri cu atribuții cimic, adică civil-militar, dar care au acționat, de exemplu, în Irak sau în Afganistan pe banii americanilor.
și au făcut proiecte utile populației locale. Deci, în zona unde este arealul stăpânit de români, în responsabilitatea armatei române, dacă cineva vrea să facă o activitate economică, trebuie să vină să ne ceară voi. Sunt niște reguli acolo. E, este păcat, pentru că pentru că ofițerii aceștia au acționat în baza ordinului legal, tocmai ofițeri. Pentru că există la american practica unei asemenea funcții, dar noi nu aveam fonduri pentru așa ceva. N-au fost alocate, domnule colonel, din țară. Deci, alocarea de fonduri sau orice se poate face în cazul în care este o directivă și dacă o ședință de guvern este miercuri, dacă marți seară la ora 20 primul ministru spune vreau mâine un proiect de hotărâre de guvern să se aloce fonduri, eu vă garantez că penultima, antepenultima va fi o hotărâre de guvern și că în 2 ore dimineață se va face. Îi se dă număr și pe urmă se face. Orice este posibil, domnul colonel. Totul este să existe voință și să ieșim din starea de poeți și să ne ducem spre zona de negustor, să ținem cu această țară care nu ne va lua nimeni. Suntem la bilanțul anului 2018. Dar o să vedeți și la anul. Deci eu mă aștept ca la anul, în cazul în care se schimbă această strategie, să existe o revoluție, să existe o coadă de delegații de firme străine la Ministerul Apărării și la Ministerul Economiei. Asta e un vis al nostru personal. E un vis al meu, da. Și se poate, cum, pentru că nu ne va lua nimeni de aici. Avem nevoie de, pentru trupele terestre, avem nevoie pentru aviație, avem nevoie pentru partea de armată, inteligență și de cibernetică. Avem specialiști, avem nevoie, acum domnul ministru a anunțat că ne vom implica și în partea de spațiu. În partea de spațiu este o zonă militară care lucrează pe anumite sisteme, dar este o zonă și o zonă civilă. Da? Și eu, Aurel Cazacu, pot să spun că sunt bucuros că a venit un ministru civil care a zis vrem să luăm și un satelit. Am discutat cu mulți și am primit și întrebări. Domnul Cazacu, ce părere ai? Este economic? Este eficient? Păi, domne, este eficient. Este exact cum aș spune că nu-mi trebuie să-mi iau camion pentru că am transport doar din când în când și e mai ieftin să închiriez. Nu, dacă eu investesc în partea de satelit, apoi imediat domnul ministru și poate echipa de acolo și sunt sigur că vor face și îl cunosc și pe domnul Piso de la Agenția Spațială și așa mai departe, sigur se vor duce și spre a oferi către alți utilizatori în care noi să închiriem și să ne scoatem banii și banii aceștia să se întoarcă în, pentru că nu cheltuim cele câteva sute de milioane imediat, ci va fi un proces de cumpărare, un proces de la fel. Și aici avem tineri buni care pot lucra. Vom crea o nouă generație de specialiști în acest domeniu. Și de ce să nu o spunem? Deci pe lângă trupe de uscat, aer, nave, cibernetică și spațiu, pentru că suntem într-o zonă de conflict. Și mai e ceva, este vorba de forțele pentru operațiuni speciale, care prin grijă generalului Nicolae Ciucă au prins consistență și sunt amplasate în zone care țin de întărirea suveranității noastre naționale și de menținerea integrității teritoriale. Mai avem 4 minute, domnule colonel, și v-aș ruga să vă focalizați pe câteva concluzii pe care dumneavoastră le puteți formula vis-a-vis de neîmplinirile anului 2018 și de așteptările pentru anul 2019 la capitolul înzestrarea cu tehnică de luptă modernă a organismului militar românesc. Deci, despre trecut numai de bine. Să trecem și anul acesta fiind în decembrie și anul acesta la trecut, dar să nu uităm ceea ce nu am făcut, să tragem învățăminte. Cum spuneam cândva tot la dumneavoastră în emisiune, nu există viitor fără trecut. Și trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm, trebuie să folosim oamenii care, printr-un proces de reînnoire a generațiilor, ies la pensie și care au dat dovadă că au capabilitate să-i atragem spre noua industrie, pentru că realizarea unui produs care să satisfacă necesitățile de apărare, acel produs trebuie să țină cont nu numai de elementele tehnice, ci și de elementele de natură tactică, întrebuințarea în luptă și așa mai departe. Am demonstrat că nu suntem cu nimic mai prejos decât partenerii noștri din NATO. Eu cred că pentru a nu mai avea problemele care le-am avut, inclusiv acele acuzații care se tot fac, România nu este o țară coruptă sau mai coruptă decât altele, ci trebuie cineva, dam eu un exemplu odată după sistemul papal, adică șefii, capii
României trebuie să înțeleagă că acolo sus au avut ocazia să conducă un popor deosebit, dar nu trebuie să se coboare la nivelul de înjosire cu elemente care țin de lucruri care nu sunt bune acolo sus să-i caracterizeze. Deci, eu cred că ne așteaptă un an foarte interesant, că actuala echipă guvernamentală și va sprijini eforturile capilor Ministerului Apărării, ai serviciilor secrete, ai Ministerului de Interne, toți aceia care cu brio fac o reprezentare bună a României în partea externă. Doresc numai bine și oricând, adică să nu uităm că echipamentul principal al României este omul, care până acum a dovedit că poate să fie ceva deosebit. Eu sper ca la anul, poate peste un an dacă mai vorbim, să avem contractele încheiate și pe naval, și pe forțe terestre, și pe partea de aviație, și în cibernetică, deja să fie semnat contractul pentru partea de satelit, dar spun ceea ce a spus și domnul ministru Leș în urmă cu 2-3 săptămâni, trebuie să producem pentru noi, dar trebuie să producem și pentru export. Și avem oameni buni care pot să facă, numai că trebuie puși la treabă. Domnule colonel inginer Aurel Cazaco, supranumit colonelul Offset, datorită pledoariei dumneavoastră ofensive ca să obținem în urma fiecărui contract și locuri de muncă pentru oameni, pentru românii care se uită la noi și care vor, cu speranțele firești, la final de an să avem parte, în primul rând, de acea pace socială care poate determina crearea unor condiții pentru dezvoltarea unor structuri care să aducă și beneficii celor care caută un loc de muncă modern pe baza studiilor superioare, dar beneficii și partenerilor care sunt interesați să investească în industria de apărare din România. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut la 6TV în 2018 și vă aștept cu plăcere în ianuarie 2019. Cu mare plăcere. Vă doresc la mulți ani. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă invit ca de obicei joi la 20:30 să urmăriți emisiunea Ziua Z. Bună seara! Bună seara!